Vă spun, e o anecdotă filosofică, ea, așa, de felul ei. Știți povestea aia cu broscuțele care încercau să urce pe un turn? Un concurs de broscuțe care încercau să urce pe un turn și s-au înscris la concurs 10 broscuțe, celelalte făceau parte din galerie, au început să urce, cele de jos spuneau, opriți-vă, sunteți deja prea sus, o să cădeți, o să muriți de acolo, s-au oprit câteva, au mai urcat, au mai urcat, opriți-vă, o să cădeți, e mult, o să vă frângeți gâtul, am să spun, dar n-au coloană vertebrală, broaștele, o să muriți, s-au renunțat. Și una singură urcă la sfârșit reportaj de televiziune, cum ați reușit să urcați până în vârf? Poftim? Cum ați reușit să urcați până în vârf? Poftim? Nu auziți? Eu sunt surdă. Pare o glumă, pare o anecdotă. Nu e. A fost imună la descurajările din jur. Nu e simplu să faci lucrul ăsta, mai ales când nu ești surd. Și mai cred un lucru, și cu asta închei intervenția acum, mai cred ceva. Dacă sunt, și vă întreb, sunt mulți colegi la fel cu voi? Aș fi vrut să răspundeți da. Putem să spunem zero. Da, cu toate, e mișto că Și atunci vă nu, simțiți nu, speciali sau excluși? nu e modestie Nu, vă făcută. simțiți. Sunteți excluși sau sunteți speciali și vă asumați acest lucru? Adică vă simțiți că acel grup de oameni, de colegi care sunt, nu-i adjectivez eu, vă exclud sau pentru faptul că sunteți altfel la modul autentic, vă simțiți și bine în pielea voastră și este foarte bine că ceilalți sunt un grup compact și să fie sănătoși. Da. Păi, hai. Mă simt specială. Prefer să fiu exclusă, să spunem, dar să știu că sunt specială și că sunt diferită față de grupul respectiv, dar în același timp eu am norocul și, deși știu că sunt specială, am norocul de niște prieteni și de niște grupuri în care, pentru că sunt specială, sunt apreciată și sunt cumva mascota, cea care dă sfaturi, deci mă simt specială. Personal, dacă pot să intervin, dacă nu doresc să intervină nimeni, nu cred că simt niciuna dintre ele. Pur și simplu este un fapt, dar nu am o părere asupra lui. Adică nu am stat să-l gândesc în profunzime, pentru că oarecum a fost. Ăsta a fost modul default de când trăiesc, în general. Adică mereu am fost oarecum la marginea unui grup sau oarecum acel elev care nu face parte din niciun grup, acel elev care este. Un elev destul de un elev foarte bun, dar cam asta este, asta era, pentru asta m-a cunoscut și pentru că nu mă cunoșteau pentru un grup, nici nu am creat o relație de a mă defini în cadrul unui grup sau de a mă simți exclusă din cadrul unui grup. Singurul moment în care pot să zic că m-a afectat este atunci când au venit din grupuri în exterior atacuri asupra mea. Ceea ce s-a întâmplat destul de rar și atunci era mai degrabă o inconveniență, nu ceva ce m-a afectat pe mine sau mă făcea să doresc să-mi pun o mască, cum despre care vorbeam la început. Am să vă rog să-mi spuneți următorul lucru, dragi prieteni. Și plec de la următoarea idee. Să știți că în istoria civilizației, schimbările de paradigmă, schimbările sociale, revoluțiile culturale, spuneți-i cum vreți, progresul, a fost realizat de grupuri de oameni care erau îmbibați cultural de un anumit tip de artă. Vă întreb, cu ce artă vă hrăniți voi? Cu ce artă, cu ce tip de artă vă hrăniți voi? Și trăiți prin acea artă ca să știm ce schimbare de paradigmă și spre ce mergem. Bun, literatură. Cred că toate în afară de sens o pictură, probabil. Mie îmi place foarte mult muzica și pictura sau fotografia, în special legată de natură. Bun, da, domnilor, hai! Literatura sau pictura. Literatura sau pictura, așa. Pe mine iar mă sară. Pe copilul Adrian Pădăraru mai încolo. Sunt dumneavoastră clar, va avea legătură și cu teatrul. Nu Adică, știu. nu știu? Nu știu.
Mă gândesc, adică în opinia mea, un actor ar trebui să-și cunoască, adică orice persoană care lucrează într-un domeniu al artei trebuie să-și cunoască și arta. Urma să ajung și la ceea ce consum eu personal, dacă mi se permite și să elaborez, că vreau să fiu mai... Pentru că vreau urma să ajung aici, la literatură, da. Și la faptul că scriu poezie. Citesc foarte mulți poeți contemporani, dar legat de autenticitate nu am început să scriu după ce am citit poeți. Cred că este important să-ți găsești mai întâi propria voce și apoi să începi să citești. Bun. Pentru a-ți extinde. Și de aceea mă gândesc la relația asta dintre persoana care scrie și persoana care citește, actorul și piesele de teatru și cum poți să se influențeze reciproc pentru a crea o artă mai bună. Și cred că am consumat, cum am zis la început, orice formă de artă. Am fost și la galerii de pictură, am fost și la piese de teatru și nu cred că există o formă de artă care, din care să nu îmi placă, care, în care să nu găsesc ceva. Poate că o înțeleg mai puțin, da, dar mereu am găsit ceva valoros în ele. Vezi că avem cu toții tentația, chiar oameni care sunt atenți, cum ești tu, avem cu toții tentația să facem reguli. Ai zis... Cred că trebuie întâi să-ți găsești calea ta în poezie și după aia să citești. E valabil pentru tine. Am încercat și eu să scriu. Nu știu dacă e să citești înainte, dar ceea ce vreau să spun aici este atenție la prudența cu care formulăm postulatele. Știi? E calea ta. Nu putem spune trebuie să fie așa sau se întâmplă așa. E doar calea ta, cum e calea mea despre care am să vă răspund. Eu consum toate tipurile de artă, muzică, film, televizor, Instagram sau social media, inclusiv literatură, deci despre toate formele de artă. Mă inspir în toate formele de artă. Pentru mine ar fi literatura și muzica. Din literatură spre ce? Spiritualitatea, adică texte religioase, adică nu aș vrea să continui discuția, dar pe mine m-a ajutat treaba aceasta. În regulă? Muzica și pictura, probabil. Literatura. Mulțumesc frumos că de când așteptam. Am și o precizare. Eu iubesc pedagogii. Aia care sunt, până la urmă, tot sistemul de educație solid a fost creat pe lumea asta pe raportul discipol-mentor. Nu atât informația, sigur că și aia e, dar mai ales astăzi informația poate fi găsită atât de ușor, ci relația care există între elev și profesor, între discipol și mentor. Și spun asta, uite, fac o raportare la actorie, una dintre componentele definitorii ale actoriei este relația. Relația între personaje, relația cu textul, relația cu spectatorul, relație multiplă. Domeniul artistic care îmi place cel mai mult și care mă încarcă în sensul că mă sensibilizează, că mă face sau să fiu euforic la un moment dat sau să plâng, e muzica. Nu sunt în orice moment la fel de dispus să citesc un text de teatru pe cât sunt să ascult muzica. Inspirăm tinerii din România.